Hai, salut, eu sunt Scaro și astăzi ne jucăm puțin Save the World. V-am zis că vreau să fac misiunile în Save the World. Am mai făcut câteva misiuni de la ultimul clip. Am zis că o să filmez fiecare misiune pe care o fac, dar nu m-am putut abține, băi, chat. Nu uitați să lăsați un like dacă vreți să mai vedeți episoade cu Save the World și eventual dacă vreți să mă susțineți, puteți să băgați Scaro în item shop, căci pe mine mă ajută foarte mult. Înainte să dăm drumul cu episodul, vreau să deschid niște lame. Am aici multe deschis, așa că hai să le deschidem pe astea din trecut, cum ar veni Fortnite Man's lama și chestii de genul. Dăm direct open all. Mining for loot, yes, yes. No, dă-ne. Pistol, lame, tichete, nice. Ia să vedem ce ne dă. Sabie sau suliță? Băi, am sabie decentă. Ce-i drept, am sabie two-handed. Hai să iau o suliță, că nu cred că am suliță decentă. Nu știu, nici nu știu dacă există sulițe foarte bune, gen Copper Scavenger Spear sau Copper Bloodletter. Arată mai cool asta neagră. Have zero. Ah, ce tare că-ți arată câte ai. Ok, mulțumesc. Pagădam. În caz că vă întrebați unde am fost, de ce n-am mai fost activ pe canal, a apărut un joc nou, mi-am dat un cap cu el zi și noapte. Deci efectiv mă jucam, când nu mai puteam era să mă culcam, când mă trezeam iar mă jucam. Nu mâncam, nu nimic. Și am cam făcut tot ce era de făcut în jocul ăla. Și e lame acum. Și am revenit. Jocul se numește Wolcen, în caz că vă întrebați, W-O-L-C-N, în caz că vă întrebați ce joc era. Ciocan sau topor? Topor, nu? Toporul mi se pare o armă mai potrivită decât ciocanul, mai ales versus zombie. Și de aici luăm ăsta, Copper Laser Axe, nu? Sună mai mișto, un topor laser, frate. Hai, altceva interesant? Ohoho, legendara. Legendara ranged schematic sau survivor? Hai să ne dea o armă ranged sau survivor? Hai survivor, na. Cred că ăștia îi pot folosi până în late game. Sunt mai importanți ăștia. Oh, încă o legendara. Che mi place legendara. Legendara floor trap sau legendara ceiling trap? Cred că floor trap e mai folositor decât ceiling trap, nu? E mai ușor de folosit, zic eu. Floor launcher sau floor freeze trap? Cred că ambele sunt nașpa, nu e așa? Așa că o să luăm freeze trap. Da, nu știu care sunt bune, care sunt slabe în jocul ăsta până acum. Bun. Fortnite Mers Lama, care ne dă un M4, o tipă zombie, ok, și un... A fost un survival legendar ăla? Că nu mi-a apărut așa mare, că bă, vezi că e legendarul, ia uite-te la el, știi, că s-a dus direct. Ok, epic, ok, legendarul ce ăla? Skull Trooper, mă da Skull Trooper. Bă, dar vreau să te... Adică lasă că e bine, că ar dura prea mult să se oprească la fiecare legendară de asta. Hai. Ok. Și câte mai avem? Deja avem 54 de iteme și mai avem o lamă. Poings. Daniel, legendare să ne dai. Mi-a dat tun. Mamă, ce shotgun cool. Wow, ce cool arăta shotgunul ăla. Hai să vedem. Autofilez update. De mintre lumea în party. Băi, nu mai invitați în party, ne invitați. Dăm bloc. Cui... mi-a intrat. Legendary Survivor, Survivor Hero, Skull Trooper. Pe asta parcă l-aveam, though. Nu știu dacă l-aveam legendar sau nu. Ok, dăm dan. Și mai avem aici și Lunar Lama, pe care o să le deschidem în episodul următor. Momentan, hai să vedem ce avem la quest. La quest avem Wind of Change. Sunt la pagina 6 din Plankerton, pagina 6 din 13 la primul quest. Wind of Change, care zice să terminăm o misiune de Ride the Lightning într-o zonă de 28+. Păi, foarte simplu. Dăm la map. Pam. Căutăm Ride Lightning. Ride Lightning este astea cu Duba, da? Duba asta de pe hartă. Și vedem o misiune de 28, bă, care uite, asta e cu Epic Mini Boss. Hai să facem asta. Powerful Pistols, nu contează. Eu mă joc momentan cu un Builder, fiindcă am Daily Mission să mă joc cu un Builder. Și am zis să fac misiunea asta cu un Builder, easy peasy, care este Black Knight-ul Grăsan. Și de ce m-a dat cu unul de level 20? No, bun, îs cu unul de level 20 în misiune de 28, care face și figuri pe aici. Arma pe care mi-am făcut-o special pentru Builder e un ciocan, căci să dau cu hardware damage, cam nu știu ce stațuri. Și teoretic pot spama click dreapta, care arată cam așa, fiindcă mi-a foarte puțină stamina de aia. Poți să te duci lângă mine, că eu vreau să fac misiunea. Gen, mergem direct după misiune, n-am chef să fac alte chestii, fiindcă, mă, da, e așa o muzică faină în aer, e ceva, merge bine ceva. Nu, și-a ieșit din joc. Mai bine nu intrai, băi, băiatule. De ce ai intrat? Numai ca să ieși? Am ceva pe hartă aici, dau.
Și nu prea am materiale, am uitat că am făcut nu știu ce misiuni. Ei, vending machines, da, trebuie să colectez energizante, frate. Energizante expirate, că așa, așa e misiunea. E o misiune secundară în care trebuie să adun energizante expirate din, din tonomate. Ce misiune, m-a nimerit cu misiunea asta cu energizantele. Bun, ia să vedem, mai avem pe aici energizante expirate? A, uite-le sus. Bă, aud și zombie ceva pe aici. Nu contează asta. Zabagaraga Danuva. Bă, dar ce-i cu ăștia de level 25, frate, de intră aici? Păi am făcut misiunea, câte am? Am 3 din... 3 din nu știu din câte. A, da, dacă vreți să, vă vedeți misiunile active, am învățat. Dați aici, dați tab. Eu pe tab îmi deschid asta. Dați la quests. Și era ceva misiune de event, dar nu mai știu care din ele. Misfit Toys? Nu. Da. O misiune de event în care trebuia să aduni energizante. Și după aia trebuia pur și simplu să dai, uite, hai să dăm la daily quest. Mission Specialist, Constructor, da? Și dau pin quest. Și acum îmi apare teoretic... Nu, no, normal trebuie să apară misiunea în dreapta, numai că... Asta n-are ce să-mi apară în dreapta, fiindcă asta nu e o misiune de aia de trebuie să colectez chestii. Trebuie pur și simplu să completez o misiune cu un, cu un constructor și asta e tot. Băi, dar urât fac zombie ăștia. Nu, bun. Unde e misiunea noastră? Să fie chiar aia de acolo, de la început? Că văd un mare semn de exclamare. Locate Lars Van. Cred că aia este. Măcar băieții ăștia nu stau degeaba. Au venit aici, au mai intrat doi băieței. Și trebuie să facem defense acum. Dar nu prea îmi place ce ori construite aici. Când ori, gen, ori lăsat așa pe sec. Dar dacă suntem 3, cred că facem defense super ușor. Mai ales că știați mob de level 28. Ei! Ia! Valia! Băi! Hai că a ieșit unul, am înțeles. Uite-l pe ăsta, are Renegade Rider. Numai că e în Save the World. Oare e rar în Save the World Renegade Rider-ul? Chiar n-am idee. A, pe mă duc să-i ciocânesc pe băieți. Easy peasy. Nu prea am băgat în critical rate sau damage în, cu caracterul ăsta, dar nu e nevoie aparent că le dau, le dau bătăiță easy peasy. Bă, băiatule. Ia să dăm cu speciala. Facem pe Lingishpiru. Bă, da, trebuie să mai și repare astea, just saying, man. Mă enervează că nu se duce în față. Când dau să se învârtă, mă așteptam să se tot ducă, să tot nimerească mobii, dar nu e așa. Am și ceva abilitate pe 4 pe care n-am folosit-o niciodată. Păi, oh, dar ce damage dau. Mamă, păi dau, cred că de, cam de două ori mai mult decât dădeam în mod normal. Și am și scut. Păi da, și tot îmi dați damage, hopa, pe ce asta? Mă, bine, lasă, mai bine vă bat eu decât să mă bateți voi, nu? A, și atât a fost? Mă, bine, nu a fost foarte impresionant. Mai trebuie să rezistăm un minut, vine și Dita mai mob, văd. Ce faci, bossule? Eu mă feresc, bossule. Aproape că i-am dat one shot. Chat, voi v-ați mai jucat Save the World? Lăsați-mi în comentarii dacă vreți să vă dau ad. Dacă vă jucați Save the World, să ne jucăm. Sau nu, mai bine nu lăsați în comentarii. Mai bine o să fac probabil iarăși live-uri în care o să mă joc Save the World, dar o să fie pe Twitch. Așa că dacă aveți chef să mă ajutați să progresez, haideți acolo. Dacă sunteți power mai mic decât mine, îmi pare rău, dar practic, dacă sunteți power mai mic, nu puteți face misiunile pe care le fac eu, în sensul că nu ne lasă jocul să dăm drumul la misiune. Și nu, n-o să ne jucăm, fiindcă eu vreau să progresez, eu vreau să fac misiune acum. Să văd că vine capitolul 2 și sper să fac niște update-uri decente și la Save the World. Mamă, ce-am dat cu băiatul ăla pe jos. Ok, defend the van și asta e tot sau mai urmează încă o parte? Defend the van 1 din 2, deci mai urmează încă o parte, ok? Acum se umflă numai balonul. S-a umflat balonul, basically, și acum trebuie să dăm drumul la defend the van să plece cu el, nu? Și trebuie să-l apărăm până pleacă. O chestie pe care am observat-o e că dacă faci uși în ziduri, zombii oricum nu știu să le deschidă și ți-e mai ușor să tot intri, să ieși. Ok, păi hai să dăm drumul. Unde-i duba? Open the mission control, start objective, n-am blue glue. No, bun, văd că au colectat bărbații înaintea mea blue glue. Vai ce le urăsc pe tipele care dau cu deale, dar stai mă că eu am anti-air trap. Nu? Da. Le punem, uite, așa.
E bine oare? Nici nu știu. Știu că chestia aia trage în astea care zboară. Hai să vedem. Ok, nu prea trage. Dar așa. Deci, uite de ce fain de chestia asta. Am văzut-o, nu mai știu cine mi-a arătat-o prima dată pe live. Hai, dă-i. Hai bă, alo. Are cooldown mare. Aoleu, câta cooldown-ul ai. No, bine. Mă așteptam să fie mult mai mișto chestia, dar nu este. Ori îți trebuie, nu știu, să-i faci un upgrade mare de tot sau... Nu, îți trebuie multe de alea, I guess. Arma asta am găsit-o dintr-un storm chest, by the way, și atât timp cât arma e măcar mov, eu le folosesc armele. Nu, mai bine, mai învăț cum funcționează unele arme. Bine, mai învăț. Mai văd și eu ce... cum trag și chestii de genul. Chestia asta de pe jos îmi dă attack speed și damage cu melee weapons, adică cu ciocane și chestii de genul, și dau mai repede, which is awesome. Ia vin încoace, băi, pălărioară. Ne bată ea? Ba, uite, e un zombie acolo. Băi, băiatule, tu nu vezi că e un zombie acolo? Nu vezi, evident că nu vezi. Da, eu sunt level, practic, mult mai măricel, să zicem, față de nivelul hărții. Adică asta e harta de 28 și eu cât? 39? Ceva pe acolo? Deci nu e chiar fair, plus că suntem și 3. Dar dacă suntem mai mulți, chat, devine și mai greu, nu? Așa era. Că dacă sunt numai eu singur, zombii mai slabi. Și dacă mai intră încă 2 cu mine, devin și mai tari, sau nu? Cred că așa era. Oh, bă, l-au făcut rampă, bă, l-ai bolând. Uite-te și tu ce idiot. Bă, ce idiot. Cum să fii, mă, așa prostovan, mă? Cum să te joci cu de ăștia, frate? Păi da... Doamne, ferește, mă, ce... Bă, ce idioți jucătorii, mă. Uite-te și tu cum faci asta rampe să intre zombie aici. Doamne, ce cretin. YouTube nuptism, am înțeles. În YouTube retardat mental. Mai avem un minut să apărăm asta. Deci l-au făcut rampe peste tot numai să intre zombie aici. Doamne, ferește. Ce fătă rău, frate, da, pe cum să te joci asta, mă, cu random? Trebuie să te joci solo jocul ăsta, că altfel îți... Uite-te și tu ce fac jucătorii, Jesus Christ. Îmi amintește de Battle Royale când au apărut la început și te jucai random squads și era friendly fire, că la început era friendly fire. Toamne, și ne-am luat damage aiure la chestia asta. De ce fac, mă, jucători? De ce fac oamenii chestii de genul? Nu înțeleg, de ce își pierde timpul? Să ne pierde misiunea la încă 2. Să ne facă pe încă 2 să pierde misiunea. Nu știu, gen, există ceva în joc, chat, care să te facă să, gen, să merite să faci așa ceva? Adică, nu știu, să zici că, bă, intri în misiune, colectezi nu știu ce, pierzi misiunea și să fie worth. Adică, are vreun sens să faci așa ceva? Sau îți doar retardat oamenii ăștia? Doamne, feri. Hello, am căzut. Du-te, băi, de aici. A, s-a dus, s-a gătat. Măcar am câștigat. Aici este un delay la edit în Save the World. Du-te, bă, roacăre, îmi place de ăla. Bine, mă. La pitălău i-ar plăcea. La mulți ani, pitălăule, by the way. Ok, victory. Dar ăsta nu, ăsta care a făcut chestia asta, cred că YouTube nuptismul ăsta nu merită să câștige, nu merită să ia și el reward-ul pe care îl luăm noi, fiindcă el a făcut mai mult rău decât bine. Doamne, feri, continue. În episodul următor o să mai deschidă mai multe lame și în episodul următor posibil să fie update-ul deja, nu știu, să văd dacă mă mai joc asta sau nu. Plecați, măi, de aici, cum ies de aici, că nu vreau să-i văd pe ăștia. Plecați, măi, urâților, băi, nu mă lași să ies. A, return, pot să dau eu mai devreme leave, cred. E, yeah, nu? Așa ar trebui să meargă. Bun, hai să dăm ce reward-uri, da, am făcut quest-ul, am făcut. Și-s curios ce trebuie să fac în următorul quest, că nu mi-o, adică îmi scria acolo, dar nu exact ce trebuie să fac. Îmi scria numai, băi, așa se numește quest-ul și cam atât. Bun, level 3 loot, care este nașpa, ne-o dat niște goldan. Toxic treasures, 30 de V-Bucks, easy peasy. Wind of change, o prostie mi-o dacă reward.
Și Mission Alert Rewards, care este Perk Up și niște Snowflakes. Ok. De ce am tot de cufere de astea? What? Asta e al treilea cufăr pe care l-am deschis. No, bine. Și acum dacă merge la quest, pump up the volume, care zice rebuild, nu? Survivor replace to boost radio, bla bla bla. Two survivor relays in successful missions. Ah, ok, deci trebuie să fac radio towers de alea, turnuri de alea de radio. Lasă că o să vedem în episodul următor, chat. Asta a fost tot de la mine. Voi să aveți o zi faină, nu uitați să lăsați un like-eu dacă v-a plăcut, un dislike-eu dacă nu v-a plăcut și noi ne vedem la viitoare. Bye bye!